Salut bășacalilor! Ce faceți, bă, oameni buni? Eu fac un Q&A, azi n-am mai făcut de mult un Q&A, dar nici n-am mai filmat de mult, nu știu, trecut 3-4 zile la bar, n-am. Nu știu, așa ploaie afară, știi, și când am pornit camera, am avut așa sentimentul că, bă, parcă e prima oară când am pus mâna așa pe o cameră, nu știu, a fost ciudat, e ok. Dar v-am zis să lăsați niște întrebări, ați lăsat mai exact 1000 de întrebări și să mă ferească bunul Dumnezeu, eu nu te mint acum, bă, aveți niște întrebări, deci să mă ferească măicuța Sfântului Dumnezeu Sfântul, dacă am pomenit așa ceva. Nu știu dacă mai fac Q&A prea curând, dar e bine, măcar că l-avem pe ăsta, mă înțelegi, da. Hai să vedem ce întrebări am avut. Dar înainte de asta nu uitați să lăsați un like, să facem foarte multe like-uri și un follow pe Instagram, să fac și odată 10.000 de followeri acolo, ca să pot să pun și eu, mă rog, e... Da, dar normal când mă apuc să filmez, se sparg țeve aici lângă mine, se vine excavatoare, trec avioane, bate vecinul, nu, e normal, e ceva complet normal. Cum ar arăta România dacă ai fi tu președinte? Bă, în primul și în primul rând, n-ar mai fi România dacă aș fi o președinte. Aș schimba absolut toate legile și, bă, v-aș plăti cu spanac, mă, cu spanac v-aș plăti pe tot. Bă, și care greșește sau fură să facă ceva să mănânce brocoli, bă, nimeni n-ar mai greși, nimeni, că nu mănâncă lumea sănătos. Vrei să furi ceva, e bine, sentința e de 2 ani în fiecare zi brocoli cu executare și n-ai mai furat nimic, adică. De la ce vine snic? Bă, dacă mă cred, nu știu de ce am pus întrebarea asta. Acum vă și eu cam screenshot pe ea și am pus-o aici, dar nu știu de ce. Nu știu, bă, de la maică s-a vine snic, nu știu, de mult are o chestie. V-am zis, eram pitic, nu știam să vorbesc, am snic și a ieșit. Aia e mare filozofie. Cazi ploaie sau deliric? Și când zici că azi mir, nu există altă zi. Da, mă anunț de pe acum că... Că o să fie un... Am pe acum că o să fie un videoclip mai scurt. E ploaie, n-am, nu știu. E așa și trebuie să și plec. Și e de-astea, mă, nu știu, e da. Cum e să fii viu? Bă, nu știu, mai trăiești, mai faci chestii. Abar n-am, e un pic diferit față de să fii mort, știi? Bă, nu să întreb un mor cum e să fii mort, știi, ca să fac diferența, dar ca să te informezi ca lumea, nu vreau să înțelegi greșit. Poți să fii tu vie dacă vrei, abar n-am. Vrei să bem benzină? Dacă e rece, da, în rest nu. Am o poftă de chestii rece acum, da, cu miros ăla, mamă, știi cum ar merge, cu niște cartofiori prăjiți acolo, valeu. Dacă ar fi să-ți ofere cineva să faci ceva mai bun, ai renunțat la vlog? Bă, știi cum e viață. Te-am întrebat dacă știi tu, că eu nu știu, gen... Nu, bă, nu știu, aia că ar fi, dar nu știu, e altfel, nu, să fii, să faci chestii de astea, așa, nu știu, să-ți dea cineva 1000 de euro, să dai cu măzura prin casă. Adică, bai, n-ai face asta, nu, e mai fain, gen, să fii așa cunoscut, să n-ai, nu știu, e... Faci clickbait, bă, am să încerc, nu știu, să văd cu ce întrebări am pe aici și dacă îi fac clickbait, dar nu știu, azi nu prea am chef de clickbait, nu. Azi nu. Ai mers cu terenul? Nu știu dacă am făcut-o intenționat sau dacă o greșit, dar e bine. Eu care am zis, lăsați întrebări normale, nu, lăsați întrebări diferite, mă. Bă, ai mers cu terenul? Da, frate, ești nebun, ce gazon are mare. Băi, de la sintetica mea pus, știi cum, bă, tu știi cum merge treaba, dar nu te mint acum. Da, mă, Ionica, mă, sau Ionica, nu știu, Ionica, Ionicu, ești bine, ești rău. La câți ani ai avut prima dragoste? Bă, nu știu să-ți zic exact, la spital, cred că atunci când m-a născut, mama știa, am văzut o bebeluș acolo, mamă, știi cum arăta, mă? De atunci am îndrăgostit prima oară. Îmi plăcea mult, am uitat cum arată sau cum o cheamă, dar e ok, cred că o crescut de atunci. Ce ai făcut cu prima ta plată de la YouTube? Bă, sincer, am cumpărat pâinea în casă pe 3 zile, serios. Adică, bă, știi, bă, m-a felicitat mama, o suna rude, nu știu, m-am simțit mândru să aduc pâinea în casă, numai că s-a mâncat în 2 zile pâinea de 3 zile, nu știu. S-a mai dat pomană, nu știu ce-a făcut. Ce ai face dacă un doctor ți-ar spune că mai ai doar 2 zile de trăit? Bă, cred că ea zice, bate, bă, șefule, pa, m-am bate așa, pa, mai după e, bă, poc, știi cum e, pac, așa, știi? Ce părere ai despre teoria existențială a lui Charles Darwin? Bă, au mai fost unul sau doi sau trei care ați întrebat de teorii de astea. Ce părere are Charles Darwin de vlogul ăsta? Adică... Ce întreb tu? În ce te-ai costumat de Halloween? Încă sunt costumat de... Halloween. Mai bei motorină? Da, frate, am obiceiul ăsta în fiecare dimineață, 2 guri, știi, face bine la rinichi aici, la ficat, tot, e vitamina C, B, D, E, F, G, X, toate alea, e la un loc. Nu știu de ce am zis să fac Q&A, data viitoare mi-au întrebările de pe net, știi, și o să mă prefac așa surprins, că bă, oare cine mi-a pus mă întrebările astea? Care a fost cea mai mică nota ta? Bă, am avut toate cifrele, te asigur eu, dar nu știu, în general, parcă de 3 în caietul lui Diriga, n-am să uit, nu o să uit. Astea nu se uită treiurile niciodată. Unde e butonul de la YouTube? Bă, să vezi mă că i-am întrebat pe ce. Bă, unde mi-e YouTube-ul?
butonul. Vezi că îți dăm o notificare, că vezi că trebuie să aștepți un pic. Nu e ca și cum de acum să fac două luni de când am făcut 100.000, dar eu aștept, nu mă, aștept. Cu cât trece timpul mai mult, cu atât crezi dobânda și o să ajung să le cer două butoane, știi? Adică unul pun aici la mine undeva și unul vând, e normal. Cât îmi dai? 300? Păi ia tău, felicitări, ai 100.000 de subscriber, ia-l pe tot. Hai. Care este melodia ta preferată? Nu, gata, s-a terminat aici, bă, astea au fost și întrebările. Da, e crun ce se întâmplă aici, nici mie nu-mi place, e, nu mai fac, nu, cred că abarna. Am zis, data viitoare mi-au eu întrebările de pe net, mi le pun eu frumos, uite, mă așez eu aici, eu acolo, mi le citesc singur, pac, îmi pun întrebări de alea, fac și click, băi, fac tot ce vreau. Că nu se mai poate, bă, nu se mai poate, deci e prăjeală rău aici. Da, bă, a fost bine, nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram, acolo să fie mai mulți, un share, o treabă, o chestie. Bă, și vă rog eu, mă, ceva. Bă, nu mai fiți prăjiți, mă, că v-ați prăjit rău tare, măi. Aveți grijă de voi, bă, șacalul. Babu!